Gloria Berevoiești a obținut duminică cel de-al doilea succes la rând în actuala stagiune competițională. După victoria din etapa trecută 3-1 de la Făget în fața formației AS Colibaș, albaștrii și-au onorat statutul de favorită și în jocul cu ACS Recea și au învins la scor de neprezentare 3-0. Gloria Berevoiești a deschis scorul în prima repriză grație reușitei lui Robert Craioveanu, veteranul de vârstă din echipa albă-albastră care a stabilit și scorul la pauză. La revenirea de la cabine, același neobosit jucător, Robert Craioveanu, a dus scorul la 2-0 pentru ca spre finalul jocului, Chița să închidă tabela la 3-0. În urma succesului obținut, Gloria Berevoiești a părăsit zona minată a clasamentului Ligii a 4-a, urcând până pe poziția 14-a cu 15 puncte acumulate până în prezent. În cadrul aceleiași etape, CS Rucă s-a impus tot cu 3-0 în partida de acasă cu AS Colibaș. Georgian Genaru a deschis scorul în minutul 9, iar în minutul 24 Tudoran a dus scorul la 2-0. 5 minute mai târziu, Gabriel Genaru a punctat pentru 3-0, stabilind și scorul final. În urma succesului înregistrat, CS Rucă a urcat o poziție în clasamentul Ligii a 4-a, ajungând până pe poziția a 9-a cu 24 de puncte. Rezultatele complete înregistrate în cadrul etapei a 15-a din campionatul Ligii a 4-a, cât și clasamentul la zi, sunt următoarele.